o situație grea. Cred că niciodată n-a trecut prin o asemenea situație Dinamo. Sper să-și revină cât mai repede, sper să treacă de această cumpănă și să-i revină la ceea ce a fost. Proiectul suporterilor din PCH, cum ți se pare? S-au strâns deja multe sute de mii de euro. Clubul este susținut în ultimele luni de ultrași. Da, multe cluburi din Europa de tradiție sunt susținute de fani. Acest lucru cu bucur, pentru că este prima echipă din România care are susținerea fanilor, nu doar pe stadion, ci și financiar. Sper să țină cât mai mult și cred că suporterii adevărat se pot lipi de 10 euro pe lună, dau un exemplu, Da. să susțină o cauză. Poate fi fotbal, poate handbal, poate fi orice altceva. Tu ai participat la acest proiect până acum? Ai fost căutat de cei din PCH? Sunt în partea cealaltă înscris la Dinamo Mici pentru Dinamo. Ah, ok. Dar de ce ai Am făcut acum. alegerea asta să mergi în partea aia? N-am făcut-o neapărat. Mult mai mulți apropiați de ei mei sunt în partea cealaltă. Înțeleg. Și am vorbit cu ei și m-am înscris acolo. Păi, și proiectul acela mai mișcă? Pare așa că PCH și-a luat puțin fața în ultima perioadă. Din câte știu eu, proiectul inițial, cei care au venit cu ideea, cei care au fost înscriși la OSIM, cei care au făcut tot, sunt dinamoviști pentru Dinamo. Cei care au făcut primul. După care au făcut și cei de la PCH la fel. Însă sunt două tabere care ajută aceeași sursă, să zic așa, Da. același punct comun. Acum, mai devreme sau mai târziu, ei se vor uni pentru că au aceeași Crezi că se poate obiectiv. ajunge la un sens comun între cele două tabere? Eu zic că mai devreme sau mai târziu se va ajunge la un sens comun, pentru că totul este doar pentru binele lui Dinamo.